Omul și-a dat seama încă de mult că poate captura cu ușurință sturionii care migrează în grupuri mari în amonte. Până când evoluția civilizației nu a influențat într-o mare măsură numărul acestor specii, ele reprezentau captura cea mai importantă a pescarilor de pe râurile mai mari. Calitatea cărnii este deosebită, carnea fiind gustoasă fără oase. Trebuie menționat însă că numai acolo a devenit o delicatesă, unde a scăzut puternic numărul și posibilitatea de capturare al speciilor de sturioni. Linicrele lor, cu conținut nutritiv deosebit de ridicat, se face cel mai scump caviar negru. Și bășica peștilor mai mari, în primul rând al morului, este materie primă importantă. Este adecvat pentru producerea gelatinelor fine. Se utilizează și pentru decantarea vinurilor și a șampanilor, mai de mult se importa și în țara noastră pentru acest scop. În secolul nostru, rolul speciilor de sturioane a scăzut dramatic.